Vreau să spui cum a fost. Am simțit energie de la oameni, a fost interesant, am fost surprins. Probabil am început bine, după aia n-am mai început bine, că ofertele bănci se schimbau de la una la alta și erau diferite tot. Ce te-a determinat să-ți acoperi ochii? Să nu fim influențat de oameni sau ceva, probabil, și am vrut să aștept și eu un instinct, să văd, efectiv, să văd numerele și să le aleg, nu să mă uit la ele, să le văd în minte cumva cu ochii. Îți pare rău acum, uitându-te în spate, că ai folosit, că ți-ai acoperit ochii? Poate dacă nu-i acoperai, alegeai utile altfel și poate plecai acasă cu mai mulți bani? Chiar deloc, nu, chiar sunt foarte fericit că am făcut cum am făcut. Și nici nu-ți pare rău că poate puteai să faci lucrurile altfel? Nu, păi până la urmă am bătut banca, aia mi-a oferit 75 de lei, am luat 100 de lei. Deci ești mulțumit cu cei 100 de lei? Eu sunt mulțumit cu toată experiența. 100 okay. De lei ești doar așa, na, să fim fericiți toți, da, să bem o bere. Și dacă ar fi totuși să-mi descrii și eu în câteva cuvinte toată experiența asta, trei cuvinte să spunem, care ar fi acelea pentru tine? Intens, inedit și tot să fim un tot cu ei, inegalabil.